Doamne ajută și o zi frumoasă ca și voi, dragi prieteni. Mă aflu într-un oraș minunat, un oraș aflat în, aș putea spune, în inima munților sau lângă munți. Și vă arăt aici o clădire să văd dacă cineva recunoaște ce oraș este aici sau despre ce oraș este vorba. Sunt curios, știe cineva? Ei, pentru ca să nu vă țin foarte mult în suspans, vă spun că mă aflu cu niște treburi în frumosul oraș Vatra Dornei și trebuie să aștept puțin aici. Mi-am adus aminte de ceva puțin hilar și hazliu cu care aș vrea să vă descrețesc frunțile, măcar puțin. Și este vorba de o întrebare. Cine poate să spună care este diferența între All You Can Eat, sper că am pronunțat corect, indiferent de ce restaurant este vorba, despre ce restaurant este vorba, All You Can Eat este restaurantul sau sunt restaurantele unde plătești odată și poți să mănânci cât vrei. Ei bine, care este diferența între un astfel de restaurant, All You Can Eat, și luat masa la mama sau la bunica acasă? Știe cineva care este diferența? Răspunsul o să vi se pară poate puțin hilar, dar este și puțin comic și sper să vă descrețească frunțile, pentru că are o mare parte de adevăr în el. La un restaurant All You Can Eat poți tu singur să hotărăști când ești sătul. La mama acasă sau la bunica, slabe șanse. Și dacă greșesc, contraziceți-mă. Iar dacă am dreptate, lăsați un comentariu și spuneți-mi care a fost experiența voastră referitor la această afirmație. Dragilor, oriunde vă aflați în lumea aceasta, vă doresc să aveți o zi frumoasă, chiar dacă se anunță vreme de ploaie, dar să nu fie ploaie în sufletul vostru. Afară este binecuvântat, căci ce dă Dumnezeu este bun. Dar în suflet să aveți pace, liniște, bucurie, binecuvântare și tot ceea ce vă este vouă de folos spre mântuire. Și nu uitați în ultimul rând, fiți fericiți și binecuvântați oriunde vă aflați în lumea asta mare. Toate cele bune, bucurie și binecuvântare. Vă iubesc pe toți!